Bine m-am regăsit, prieteni. Vă amintiți când Adriana Stase spunea că nu crede în arestările de vineri seara doar ca să-și scape un psd din Oradea? A și scăpat la până la urmă. Bun, e bine, de la arestările de vineri seara până la criza de weekend, doar un pas. În timp istoric, zero barat. Și de ce zic asta? Vineri, ciucă își va depune mandat. Adică, spune foarte clar, ăsta e protocolul, la revedere, pa, să vină domnul Ciolacu, așa cum ne-am înțeles. Doar că domnul Ciolacu are o problemă, sau mai multe probleme, pe cum să preiau eu guvernarea acum cu grevă. Eu preiau guvernarea așa, când pot să împar niște pomeni, când, când, pot să, să fascinez poporul cu blajinătatea, cu socialismul biruitor, cu cele mai înalte culmi. Acum este grevă. Ce argumente să le aduc eu profesorilor care vin să-mi bată obrazul? Să le spun că nu sunt bani, se uită la tășcherea mea și zic, băi, stai un pic, nu ești ăla cu pensie specială? Nu cumva ai în sertar un proiect mai vechi de tăierea pensiilor speciale? Nu sunteți voi ăia care ați dat o grămadă de pensii speciale? Nu sunteți voi ăia care a schimbat un cuvânt? Atenție, un cuvânt. De la buget au trecut la PIB. În momentul când ai zis procent din buget versus procent din PIB, ai spus o sumă mică versus o sumă mare. Și s-a ajuns la suma mare dată partidelor pe gratis ca să, să nu intre în criză ca noi. Bun. Pe de altă parte, Ciolacu pune criza asta ca un fel de turnesol. Să vedem oare ce se întâmplă. Dacă s-ar vorbi de anticipate, de exemplu. Dar aici are o problemă cu ai lui, care au băgat niște bani, care au afaceri în derulare. Da? Ah, Dom'le, cum să-mi dai cum să-mi pui anticipatele acum, iar să mai cheltuiesc niște bani, n-am cheltuit destul. Sigur că recuperăm, dar lasă-mă să recuperez întâi. A treia chestiune. Vine domnul Ciolacu da? și are o problemă de opoziție. Știe foarte clar, problemă de opoziție spus așa, grosomot, știe foarte clar că nu se mișcă foarte bine țara că după pandemie, după invazia asta a tâmpiților de la Kremlin, nu are ce să promită foarte mult și nici nu poate să facă foarte mult. PSD-ul se simte foarte bine atunci când e la guvernare, dar e și la opoziție, și în opoziție. Ori dacă intră de-a dreptul în opoziție, renunțând la guvernare, păi, sigur că scorul electoral poate crește. Că poporul ăsta, care e foarte cult, cool, care citește toată ziua, care nu pune niciodată în virgulă între subiect și predicat. Sigur, 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 etc. Crește în sondaje. Pentru că populismul întotdeauna a adus PSD-ului puncte electorale mari. Bun, doar că s-ar în baronii. Adică, bă băiete, ce faci? Păi te-am trimis acolo să ajustezi niște bugete locale și județene. Noi ne bazăm pe tine, sunt bani, că călău acum, da? Ba din Angel Salini, din programul ăla, refăcut, revopsit de PNL după, după cioara albă a lui Dragnea, după PNDL-ul lui Dragnea, da? vine bănetul ăsta mare din, din, din PNRR, adică stai acolo și îți mănânci covrigul, îți bei și ne dai bani. Bun. Toate dilemele astea s-ar putea să transforma în ceva urât pentru noi. Și o să spun de ce. Pentru că România deocamdată, pe planul ăsta al NATO, al Uniunii Europene, este totuși un buffer de securitate. Și o să spun de ce. Pentru că Ungaria ai văzut că se uită Galeș către Kremlin, pentru că Bulgaria nu este în stare, pur și simplu, să se să, să întremeze, pentru că Turcia este destul de volatilă ca atitudine vis-a-vis -vis de Rusia, vis-a-vis -vis de Europa, vis-a-vis -vis de NATO, și atunci rămâne broscuța asta numită România care își face treaba. Doamne, noi ținem cu dinții de Europa, ține cu dinții de, de NATO, etc. Doar că dințișorii ăștia sunt ca în momentul în care tu nu ai grijă de ceea ce se întâmplă în propria ta țară. Pentru că NATO poate să-ți garanteze securitatea la granițe, dar nu poate să-ți garanteze securitatea în interiorul granițelor. Da? Adică te apără de ruși, dar nu te poate apăra NATO de români. Înțelegi? Or, asta poate fi o mare problemă pentru că toate reformele pe care PNRR-ul ăsta le cere. Și atenție, PNRR-ul este un proiect de țară și mai mare atenție, nu pe banii noștri. Da, Hans din Germania, Jean-Jacques de la din, din Paris, nu știu, de peste tot din Europa, da, Contribuabilii pun bănuți ca România să își revină, să fie și România ca occidentul. Bun, cel puțin la infrastructură, școli, spitale, cu toate. Da? Canalizare, apă, cât de cât să ne apropiem de Occident. Practic este un proiect de țară dat gratis, făcut pe bani gratuiti. Nu mai trebuie să-i dai înapoi. Ce trebuie să dai înapoi? Dai dincolo de PNRR, la împrumuturile alea care merg până la sau finanțele care merg până la 110 miliarde de euro, le dai cu dobândă redusă. Și cine le dă cu dobândă redusă? O țară care are cele mai mari dobânzi la egalitate cu Ungaria. Atunci când ia bani împrumut. Bun. Asta înseamnă că nu are credibilitate. Atunci ai dai dobândă mare, ce dobândă mare, când vezi că scârție treburile și, băi, nu știu dacă e solvabil sau nu, îți crezi dobânda. Nu e așa, plătești riscul îmi plătești riscul de a avea încredere în tine. Ori, am spus foarte clar, când îți vine un PNRR pe bani gratis și tu încă mai ai niște, niște îndoieli, dar oare să facem așa, dar oare să schimbăm legea aia, pentru că PNRR-ul vine și spune așa, îți dau banii ăștia gratis, vii și te alături Occidentului, cât de cât, că acum nu pot schimba istoria. Noi nu avem castele franțuzești, nu avem noi Ștăinul din Germania, nu avem uh, istoria uh, Italiei sau a, a Spaniei. Avem istoria noastră. Satele noastre nu arată ca alea din circuitul ăla extraordinar de ciclism din Franța. Dar, bă, mai să dai drumul la apă, să mergi la Budă și nu în fundul curții, etc. 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 Bun. Și totuși, uh, aici au îndoieri. Au îndoieri pentru că la banii ăștia, ei se gândesc așa, mă strângi una de miliarde de euro. Păi dacă eu luați și eu câteva milioane de acolo, ce se întâmplă? Despre asta este vorba. Că noi privim întotdeauna cumva teoretic aderarea asta la Uniunea Europeană. Să știți că nu este teoretic. Practic, sunt o grămadă care s-au îmbogățit din bani europeni. Da? Să nu ne mai întrebăm de ce un kilometru de asfalt costă la noi mai mult decât un kilometru de asfalt din Germania sau de ce croații au tăiat munții, slovenii au tăiat munții și totuși a fost mai ieftin la noi să facă autostrăzi la ei, să facă autostrăzi decât la noi. Dacă mergeți în Slovenia, o să vedeți că, băi, te plictisești de atâtea tuneluri. Da? Mai mult mergi, nu știu, traversezi dinspre Ungaria către Italia și la un moment dat vrei să vezi pe Isa și totuși munții stăiați. Da? Din, au, din drumul alea pe care le-au văzut au fă, au, le au avut, le-au făcut drumuri expres. Adică un fel de semi-autostrăzi și te duci liniștit. Croația nu mai vorbesc. Kosovo, Albania, Bulgaria, nu mai discutăm despre Ungaria sau Polonia sau Cehia. Adică, dintr-o dată, ai un sentiment de, 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 de cetățean neluat în seamă. Și încet, încet, dacă ești un pic mai, mai, mai tare înficați, încet, încet te duci încrederea înspre instituțiile euroatlantice. Sper că presiunile celor de afară îi vor face pe ăștia dinăuntru, ai tăi, care vorbesc aceeași limbă, care spun că, aceea, că au aceleași aspirații, cumva să-și ducă treaba hâr, mâr, da? la bun sfârșit. Ciolacu știe chestiunea asta. Ciolacu mai știe o chestie. Sunt premier. Mamă ce fain e. Când mă duc în teritoriu, toată lumea mă întâmpină cu domnul prim-ministru, pită sare și ce mai fi pe acolo pe tăvilele. Bun. Doar că vin băieții care mă cunosc de mult. Și băi, Marcele, fi tu prim-ministru, dar vezi cum facem cu afacerea. Vezi că am un băiat, așa se spune în ministere, de 30 de ani. Nu, se, nu, nu spune nimeni, domnule, uite, să facem un concurs, să găsim pe cei mai competenți, ar trebui un post de manager la nu știu unde sau să aducem de afară sau de aici. Nu. Vin și picură. Am eu un băiat, e de încredere. Niciodată nu se spune, e un băiat competent. E un băiat care a terminat nu știu ce facultate în țară sau în străinătate. Lui e un tânăr care a demonstrat până acum XYZ capabilități. Nu, nu, nu. nu. Vin și spun, am eu un băiat, e de încredere. Adică loialitatea e pusă mult, 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 mult deasupra competenței. Înțelegi? Și vin băieții din teritoriu. Băi, Marceluș, frumos ai ajuns, dar zim -mi și mie cum stăm cu afacerea aia. Nu rezistă tu la chestiile astea. Pe de o parte, pe de altă parte, duc criza la bun sfârșit că după, me după uh, profesor vor veni medicii, care, atenție, cer bănuți pentru celălalt personal, care a rămas cumva în urmă. Da, un medic are un salariu cât de cât bunuț în România, deși nu se compară cu vestul. Da, un 2-3 mii de euro câștigă. Dar o asistentă, dar o infirmieră, că medicul nu poate să-și să facă, să facă treaba fără oamenii ăștia. Ei au rămas Cumva, în urmă. Bun. După a vor veni și ceilalți, și ceilalți, și ceilalți. Și îți vor bate nasul, și tu nu vei avea argumente, pentru că pensiile speciale nu le tăiat Sigur că vrei să vii prim-ministru și să faci o mondială cu pensiile speciale și să zici, doamne, am prea pensiile speciale. Și eventual, clancăi ăia, guralivii din jurul tău, care merg la televiziune de partid, să spună, domnule, n-au putut să taie liberalii chestiile astea, nu le-au tăiat useriștii ăștia, scandalagii ăștia de trei lei, dacă care îți dau pe nas cu diplome de parcă ar conta, în politică, dar le-am tăiat noi, psd că noi ținem la popor, etc., etc. Sigur că nu va fi nicio tăiere, va fi o rearanjare, cumva vor merge pe ideea să nu câștigi mai mult în pensie decât în salariu, care va fi un fix pix până la urmă. Vor face în așa fel încât, dacă nu reușesc să facă reforme, o să meargă către Uniunea Europeană să arate ăștia de vină. Vedeți? Europenii ne obligă să facem asta. Ați văzut cum a venit Budăi de la, de la Bruxelles? În Franța au fost scandaluri și încă sunt că 64 de ani pe ăsta, vârsta de pensionare și ce tragedie de la 62 la 64. A venit Budă și a zis 65. Nimeni nu s-a revoltat. Pe de o parte, este bine pentru că ne dăm seama totuși că, că n-ai cum să, să, să ții pensiile dacă ești la 62, la 60, la așa mai departe. Pe de altă parte, și-a dat seama partidul, bă, păi noi putem face orice. 65. Trebuie să-și pui 6. 65, 66, Budea a venit cu coada între picioare, vine el și vorbește așa, un... un are, are spiritul ăla de, de, șoferie. Știi? Eu îi admir pe șoferi, dar dacă rămân șoferi și nu ajung miniștri, pentru că știu să comunice foarte bine. Ei pot merge de la manele până la ce vrei tu. Da? Am văzut șofer care asculta manele și la un moment dat mă întreabă în taxi. vrei să ascultați altceva? Și -a zis, parcă aș asculta altceva, cu, o, o, viața mea, nu am un sentiment de asta așa. Și nicio problemă, scoate un, 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 CD cu ceva valsuri senzaționale da? din, nu știu de, din America Latină. Și asta, păi da, mai ascult și eu de -astea. Ascultăm și de asta, ascultăm și de asta, ca oameni suntem. Da? Băi, dacă rămânea Budin șofer, era un, cred că un senzațional schimbător de, schimbătorist de viteză. Dar a ajuns ministru. Da? Și a plecat cu ficatul mare, da, la Bruxelles, s-a întors cu coada între picioare și a venit să ne spună cum a rezolvat problema. Până la 65 de ani, rapid. Bun? Așa o să facă și, fel, și uh, ciolacu. Înțelegeți? Ori, când ești la putere, încep să, să nu mai ai perne sub funduleț. Încep să te uiți cu grijă în spate. Au tot crescut aurul cât au putut, ăștia din PSD, și acum... Uh, sigur că ei sunt undeva pe la 30-34% în sondaje Dar dacă merg în, în, la putere, s-ar putea ei să scadă și ăștia, extremiștii, să crească Pentru că ce-au făcut psd și aici este, este grozăvia aia tâmpită pe care ei nu mai știu să o facă În momentul când te duci la drum cu psd păzește spatele Nu te uita la ăia care te urăsc, că ăia sunt departe uită-te la ăla cu care ești, cu psd pentru că întotdeauna te va arunca în prăpastie. De ce? Să vadă cât e de adâncă și după a spune, stai că vin să te salvez, îmi pare rău, nu mai am frânghie. Asta au făcut cu PNL-ul. Ce va face Ciolacu? Va fi o criză de vreo, hai să zicem, o săptămână. Asta, o săptămână, două. Dacă nu cumva este destul de prins cu niște, cu niște frânghi de alea pe care ar fi trebuit să le arunce PNL-ului și Iohani să spună, măi, Marcele, mai știi tu când? Și nici nu mai trebuie să pui cele trei puncte de suspensie, pentru că Marceluș înțelege și, până la urmă, va spune, da, șeful, tu mai pus, tu mai făcut, tu mă omori. Nu mă omori, mă duc acum să vedem ce se poate face. Până la urmă, ce fac ei, e treaba lor. În definitiv, noi rămânem cu criza pentru că noi am votat criza asta. Și iară zic, nu mergi la vot, nu este nicio problemă. Sunt două voturi ale ăluia care urăște normalitatea. Da? Și pe mine, și pe tine. Da, ne urăște. Pe amândoi. O salutate!